Un bărbat din Chișinău a fost reținut de poliție după ce și-ar fi amenințat concubina cu o bătaie. Forțele de ordine au fost alertate de către fiica femeii. Și ai mână. Aruncă din mână și ai. Din mâna dreaptă, mi-ai repede odată arunc și ai. Să mi-ai repede odată să fie picat gazul, dacă crezi. Mâna la spate. Totul s-a întâmplat într-un bloc din bulevardul Dacia. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a avut un comportament agresiv când au venit polițiștii. El a fost reținut și condus la Inspectoratul de Poliție Botanică pentru documentare. În acest caz a fost emisă ordonanță de protecție.